Purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgențe din Pașcani aduce lămuriri în cazul adolescenței dintr-o comună de lângă Pașcani care a înghițit o substanță toxică. Fata nu a încercat să se sinucidă, ci a ingerat involuntar lichidul după ce a confundat două sticle. Eroare de comunicare la Spitalul Municipal din oraș din cauza unei neînțelegeri. Purtătorul de cuvânt al instituției spitalicești a declarat ieri presei din oraș că adolescenta a încercat să se sinucidă înghițind o substanță de curățat țevi. Însă situația a fost diferită. Eleva a confundat sticla de suc cu cea în care era lichidul toxic și a luat involuntar o înghițitură. Părinții ei au venit astăzi la spital pentru a cere explicații personalului medical pentru informațiile date eronat jurnaliștilor. Reacția noastră cu siguranță a fost, ne-a zdruncinat puțin știrea care am văzut, chiar puțin mai mult, nu chiar puțin. Deci când am văzut că știrea a fost eronată, total eronată, am discutat cu fetița. Fetița este într-o stare perfectă, este într-o stare bună, dar am mai lăsat-o sub supravegherea specialiștilor la Iași. Știrea respectivă, vorbit cu colegii, a fost sunată de colegii ei, de prietenii ei, chiar i s-au lăsat comentarii la adresa ei de Facebook. De fapt, am avut o substanță de curățat țevi sanitare, pus într-o sticlă de energizant, suc de ăsta, băutură recoritoare energizantă. Am făcut duminică prin mașină curățenie și ea știind că eu obișnuiesc să mai țin sticle cu recoritoare prin mașină, apă, sucuri, o crezut că e ce scrie pe etichetă și o luat o gură din sticla respectivă. Dean Axinte, directorul medical al spitalului, și-a cerut scuze pentru eroarea de comunicare și a rectificat-o printr-o nouă declarație de presă. Regret foarte mult că informația a fost eronată și regret foarte mult faptul că i-am produs o traumă emoțională unei fetițe despre care, stând de vorbă cu părinții, am înțeles că este un copil deosebit, un copil se elevă la mijlocul liceu Sadoveanu, este un copil vorbitor de limbi străine, care este studioasă și care este un copil cu un viitor frumos. Menționăm că adolescenta se simte mai bine, însă va rămâne sub supravegherea medicilor de la Spitalul Sfânta Maria din Iași până la sfârșitul săptămânii.